Poftă, vezi și tu oaia aia acolo care și tu schimbă culorile. Uite-te puțin la ea. Ce-i faza cu oaia asta? Ia vino puțin, am impresia că a venit Eddie Jere și cred că s-a jucat pe aici. Ia uite, bă. Du-te, mă, oaie de aici, dă-te la o parte. Bă, fii atent, fii atent, Octa, astăzi oaia, deci oaia asta este o oaie foarte specială. Pentru că, practic, această oaie ne indică faptul că noi astăzi o să facem un concurs de construit cu ceva random, cu o culoare random. Vei și tu aici. Exact, o culoare random. Aici un buton și te joci cu el, cu maneta asta, ce vrei tu. Faci ce vrei, apeși dacă vrei tu sau apăs eu. Sau vezi cum facem. Apasă tu mai întâi. Deci, practic, trebuie să construim cu o singură culoare. Deci, culoarea care ne indică din dropperul ăsta, practic, va fi culoarea cu care va trebui să construim noi? Nu, cu care va trebui să construiești tu și o să dau altă culoare. Dar, înainte toate, ca să funcționeze totul ca la carte, să facem cele mai frumoase construcții și oamenii trebuie să ne dea acolo note în comentarii. Trebuie să dea, ce trebuie să dea? Stai că cred că a uitat ceva. Trebuie să dea acolo pe like-ul ăla, nu? Da, ai ieșit acolo cu multe like-uri. Da, deci uite-te, dacă facem 150 de like-uri la acest episod, bă, o să fie ceva genial și fii atent că o să te bat eu așa, am impresia. Ar fi tare, dar fii atent. Hai, dai tu primul sau dau eu? Hai, piatra frigărtie. Hai, 3, bă, 2, cred că o să dau eu, dar haide, 3, 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 2, 1. Ești pregătit? Stai, deci facem piatră. Ce mai e? Stai așa, până la urmă facem piatră, fafie, cărtie. Nu facem, îi dăm direct, 3, 2, 1, și culoarea, culoarea verde. Și eu, 3, 2, ia. Culoarea verde, 3, 2, 1, mai dă-i o dată, mai dă-i o dată. Și, wow, cred! Mamă, deci asta chiar îmi doreau să-mi pice. Mama a avut noroc, cred că m-au ajutat oamenii care au dat like la mine. Păi și ce pot să fac eu de culoarea verde? Zim tu, Rafa, dacă mă ajuți la construcții, promit că o să-ți aduc cadou oaia aia de acolo. Să te ajut ca să ce? Ca să iesi un dezavantaj, să pierd eu, să dea oamenii notă mai mică la mine? Nu, ți-aduc o oaie, Rafa, ți-aduc o oaie de ziua ta, o oaie colorată. Ok, nu cred că aș avea nevoie de așa ceva, dar tu ce putea face, în schimb? Uite-te la copacul ăla și poți face un copac. Un copac, ok, și atât, pur și simplu, gen un copac, adică poc, uite, am făcut un copac, da, ideea... partea asta, gata. Nu, stai puțin, ideea e că trebuie să faci cât mai multe chestii, adică nu trebuie să faci doar un simplu copac, poți să faci o grămadă de construcții, ce-ți trece practic ție prin cap. Într-o secundă că... Dar culoarea predominantă trebuie să fie negru. Poți să folosești și alb sau altceva, dar să fie foarte, foarte puțin, știi ce zic? Înțeles, deci să folosești și negru. Da, și în altă ordine, idei, avem 5 minute, nu, 7 minute la dispoziție. 5 minute, 7, nu, 10, Rafa, pune-și toată la 10 minute. Bine, haide, bine, gata, ești pregătit să vedem cine este aici? Da, hai că am dat deja drum, ei doar deja. 10 secunde au trecut. Ce pot să fac de culoarea asta? Culoarea verde, fraților, mi-a picat culoarea verde. Nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like, pentru că e o nebunie totală ce se întâmplă. Da, ideea e că l-am pus și eu pe mult, ca să pot să vorbesc și eu cu voi să discut. Ideea este felul următor. Mamă, deci avem 10 minute la dispoziție, 30 de secunde deja au trecut și eu nu știu ce trebuie să fac. Bă, fraților, fiți atenți ce o să fac eu. Deci, în primul rând, vreau să mă uit la magenta, dar vreau, ok, deci teracotă. Vreau să fac o umbrelă, fraților. Vreau să fac o umbrelă super spertare, că tot este anotimpul ăsta practic ploios, așa, vine ploaia, vin chestiile astea de genul. Și astăzi m-am gândit să fac o umbrelă. Și ideea e că la această umbrelă cred că ar fi ok să pun chain-uri. Cum se mai numeau acelea? Iron bars. Ar fi o idee foarte, foarte bună. Și hai să revenim și cu Octa să vedem ce face el acolo. Bă, vino! Știi ce o să fac? O să... Octa? Nu, trebuie să auzi asta. Rafa, voiam să zic că... Bă, nu-ți mai aduc nicio oaie de ziua ta. Dar fix asta voiam să zic. Ok, ideea stă în felul următor, Octa. Eu aici cam vreau să fac ceva super, super. Super șmecher, tu ce ai de gând să faci? Ce super șmecher? Dar nu pot să... bă, nu știu ce șmecheri pot să fac. Bă, nu, vedem la final, vedem la final, să nu te uiți, la mine, fii atent, eu chiar... Vedem la final. Da, ideea e că eu vreau să fac aici, o să spun, vreau să fac o umbrelă, ceva șmecher. Nu știu dacă o să-mi iasă bine, ar trebui să-mi iasă, dar în același timp nu cred că-mi iese, că mi se pare că am făcut tot prostie, așa, dar umbrelă? Eu să încerc. Mie cred că mi-a venit ideea în secunda asta, Rafa. Fii atent. Ai mai văzut vreodată? Sau nu? Știi ceva? Nici măcar nu o să spun ce o să fac, pentru că e secret. E secret și vreau să te surprind cu tot ce am mai bun aici. Putem folosi și alb cumva? Te rog, spune că putem folosi, pentru că practic albul nu e considerat ca fiind o culoare, corect? Da, ai dreptat. Păi da, să ți-am spus și eu că poți să folosești mai multe culori, dar să nu fii predominante. Nu, adică poți să folosești absolut orice culoare, dar să predomine mauvul și culorile astea care par ca mov. Uite,
e un light la tine, blue. La mine. Da, da, la mine da, la mine da, dar de exemplu la mine light blue acesta teracotă e cam un fel de mov, știi ce zic? Și eu zic că m-ar ajuta pe mine foarte înțeleg, mult asta. Și da, bă, eu zic că o să iasă ceva super super tare, adică eu nu cred că o să iasă absolut nimic aici pentru că nu știu, nu am idee. Bă, de fapt, dacă stau să mă uit acum, eu cred că am iapat prea mult, am vorbit prea multe prostii și nu prea m-am concentrat aici și deja au trecut aproape 3 minute și cred că am făcut cea mai urâtă caricatură, mă, ce doamne, iartă-mă, asta. Rafa, eu am încercat să fac un pat și nici măcar nu mi-a ieșit. Ok, eu nu știu ce am făcut aici, dar cred că o să las chestia asta așa și acum vreau să încerc să mă apuc de acea umbrelă pe care o să încep să o fac din aer, pentru că momentan a ieșit cam urât ce am făcut eu. Bă, și stai puțin că nu-mi vine ideea, ia mai vorbește și tu, nu știu ceva, că chiar adică, trebuie să fiu puțin atent aici, deci trebuie să mă gândesc cum Rafa, să fac umbrela. Nu știu ce să fac, ți-am zis. Ma... Nu am idee ce fac aici. Ok, 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 ok. Eu o să încerc să fac ceva. Doamne ajută să iasă, bă, băieți. Nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să-mi iasă ceva tare. Bă, aș avea impresia că ar putea. Am totuși așa o speranță în mine, dar nu știu, că nici nu mai știu exact. Ok, fiți atenți, cred că mi iese, cred că mi iese ceva. Tu ce faci pe acolo? Nu mi iese nimic, Rafa. Mamă, mamă, dar fii atent că mie nu știu de ce am impresia că o să fie super tare acest episod. Chiar, chiar, chiar sunt foarte curios de ce ai tu așa în mintea aia ta care nu cred că ai nimic acolo, sincer, pentru aceste... Ba, cum adică? Pentru aceste runde, practic, pentru că te-am luat pe nepregătite. Adică am intrat așa direct, hai să facem aici foarte, foarte tare și nu știu dacă te-ai pregătit tu așa, sincer. Eu nu prea te știu. Bă, nu m-am pregătit deloc, nu știu ce să fac, sincer. Da, ideea e că eu sunt cam profesionist la acest joc, dacă mă întreb pe mine, dar ideea e că în același timp acum chiar nu știu ce fac aici și fac cred că o cea mai mare prostie. Bă, dar n-are nicio treabă cu umbrela, cred că. Deci am făcut aici o chestie și n-are... Ce, doamne, iartă-mi ăsta? Kidnap! Doamne, cred că e kidnap. Da, ok, 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 oameni buni, ia să vedem. Bun, deci facem pacul așa, ok, ok. Mă, ce, mă, ce face mă ăla acolo? Doamne, doamne, doamne. Bă, Octa, am o întrebare pentru tine. Tu m-auzi? Te-aud, te-aud. Ai reușit să faci ceva pentru că mai sunt 5 minute. 5 nu minute. Nu am reușit să fac nimic. 5 minute și eu am făcut tot în peri o caricatură, mă, ce e asta? Cine să uită că nu s-o mai uită nimeni? Mă, deci stai puțin. Eu nu știu cum să mai fac. Eu m-am blocat total. Sunt blocat total în momentul de față. Nu pot să mai gândesc absolut deloc, dacă îți vine să crezi. Nici eu nu cred că mi-a venit acum. Fii atent, ideea supremă, ce aș putea să fac? Mamă, ideea supremă, ideea supremă. Secunde. Ideea supremă. Da, da. Fii atent că încerc și o să fac aici ceva, șmecher. Ah, ok, ok, bă, nu știu dacă o să iasă chiar o umbrelă, dar o să fac ceva aici, nu știu, orice o fi, ia, o să fie ceva acolo, dar eu zic că o să iasă ceva, șmecher. Bă, dar fraților, dar nu vreau să fac doar asta, așa că trebuie să mă grăbesc mai mult pentru că au trecut deja 5 minute și eu nu prea am făcut nimic. Tu crezi că ai făcut mai multe chestii decât mine? Sau de fapt nici nu te-am auzit că ai făcut nimic, ceva. Nu am făcut nimic, 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 nimic. Ok, o să zic că e un palmier, umbrelă, ceva de genul, nu știu, habar n-am. Okay. Umbrela palmier, mă, ce? Da, adică nu știu ce e asta. Ok, eu încerc aici să fac ceva. Duc și ăsta așa. Ideea e că nu mai știu exact cum arăta umbrele. Bă, dar mă pricepeam că știu că mă înjucam eu când eram mic și făceam de-astea umbrele. Dar în momentul de față, uite, când mă aflu într-o presiune de genul, adică în care trebuie să stau și să vorbesc, nu prea înțeleg aici ceea ce reușesc eu să fac. Adică nu prea... Bă, fii atent, Rafa. Nu o să-ți vină să crezi, dar cred că e cam sus ce se întâmplă, dacă știi la ce mă refer. Bă, ce faci, mă, Among Us? Nu știu, nu știu, vedem la final. Ok, 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 ok. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios ce o să-mi iasă și mie aici. Sunt curios ce o să-ți iasă și ție acolo. Dar ideea e că n-ai nicio șansă asupra mea. Adică chiar dacă zici probabil tu? Da, chiar dacă eu, mie nu o să-mi iasă ceva super, super wow, așa cum i-aș dori, probabil. Dar în același timp, bă, trebuie să fim optimiști până la urmă. Eu tot cred că fac ceva mai șmecher decât tine, orice ar fi. Chiar dacă nu fac multe chestii. Vedem acum, Rafa, pentru că ce se întâmplă aici. Ți-am zis, nu o să-ți vină să crezi, deci nu, mamă, nu ai idee. Băi, nu ai idee, efectiv. Da, nu, chiar o să nu am idee, hai că nu am, că n-am văzut. Ok, ok, bun, hai să ne uităm ce, în partea ce-ai asta. Rafa, ce? Nu mai trage cu ochiul. Păi nu trag cu ochiul, mă, sunt aici deasupra la mine, că sunt pe undeva mai sus și... Adică, de fapt, nu văd la tine, asta e ideea, nu văd. Voiam să zic ceva, Rafa, ca și cum să te speri. Rafa, nu ai voie să tragi cu ochiul. Bă, fii atent că oarecum... fii atent. Încerc să fac aici ceva. Dacă mi iese chestia asta, trebuie să fac o chestie rotundă aici. Deci dacă mi iese chestia asta, eu zic că am dat lovitura. Chestie rotundă. Deci am dat jackpot. Ok, ok, ok. Asta e jackpotul, real vorbind. Chiar e jackpotul dacă reușesc să fac aici cum mi-aș imagina eu. Dar hai să vedem, mă, fraților. Mai sunt 7 minute. Ăsta 3 minute, pardon. Au trecut 7. Când a trecut timpul așa repede? Bă, și bă, cred nu că cred că puțin. O să reușesc să fac nimica, bă, Rafa. Bă, cred că ne dă, real vorbind, cred că ne dă mai mult timp, sincer. Cred că ne mai dăm câteva
2-3 minute în plus, ce spui? Adică... Bă, da, ar fi o idee super, adică, super interesantă. Ideea e că ar trebui să facem așa pentru că și oamenii să facă niște construcții interesante, nu să le facem doar corect? Corect, corect. Nu știu, dar ți-am zis, la mine aici nu cred că... Nu, asta clar nu o să... Nu o să fie construcția câștigătoare. Oricum, ideea e că, uite, adică tu nici măcar nu ești așa cu construcțiile în general și mai așa putem să facem mai mult timp, suntem la început noi, practic, când facem și e mai ok așa să facem. Mă, dar ce e, mă, eu asta? Mamă, în partea asta trebuie să fac și în partea asta, dar trebuie să fac aici o de asta. Ok, ok, încerc să fac ceva. Bă, dar nu cred că o să-mi iasă, mă, sincer, exact, dar o să-mi iasă ceva, dar în aceeași timp nu mi iasă. Bă, Rafa, tot ce-ți pot spune e că am așa, nu m-am uitat, adică, nu știu, presupun că o să-ți iasă ceva, ceva. Cred că o să-ți iasă mai bine decât la mine. Da, ideea e că... Bă, arată ok, arată ok. Bă, chiar arată ok. Și este o dansa, practic, spre vrăjitoare, că tot vine Halloween-ul. Mamă, e oarecum... Asta e... Mamă, fii atent că fac o umbrelă cu dânsa de vrăjitoare, care are aici, gen... Ține în cap aia de vrăjitoare, știi ce zic? Și fii atent, mă folosești de verde, mă folosești de verde, că am o idee aici mișto, dar... Nu ai voie să te folosești de verde, cum adică? Bă, da, pentru că poți să folosești ceva foarte, foarte mic. Cum ar veni? Da, dar tu nu ai voie. Na, iau pe asta. Ok, bine, să nu te folosești nici tu de culoarea mea atunci, bine? Bine, nu, să știi că nu am folosit deloc. Deci, magenta, nu, deloc, niciodată. Da, ok, 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 ok. Mamă, dar nu știu cum să fac, mă, frate, aici. Vreau să fac ca un fel de pălărie chestia asta din... Că pare și o pălărie și umbrelă. Deci îl duc așa în sus, ceva de genul așa, bam, 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 în partea asta. Ideea e că... Bine, nu văd acolo la tine, dar dacă mă duc puțin mai sus, cred că s-ar putea să văd, dar văd că nu prea ai făcut construcții mari, adică văd că ai făcut construcții mai jos. Eu am făcut o construcție înaltă, aș putea spune, sincer. Bă, văd ceva, ceva. Bă, și ideea asta în felul următor, au cam trecut secundele, adică mai sunt 30 de secunde, au trecut minute. Și practic Rafa, se duc la 10 minute, dar trebuie să mai stăm câteva noi. Rafa, nu știu, eu cred că am terminat, nu mai am nicio idee, nu știu ce aș putea să fac, sincer. Bă, eu am făcut ceea ce, adică am putea să... Bă, eu nu, eu am terminat, nu, știi ceva, bă, eu chiar nu mai am idee ce aș putea să fac. Mamă, dar vezi okay, că okay, am, okay, okay, ciudat. Cum se numește lumina aia? Nu glowstone, spune-mi tu că tu știi, ok, a trecut nu timpul. Nu pot să zic, nu pot să zic, a trecut timpul, aoleu, da, bă, Rafa. A trecut timpul, la da. Cine merge mai întâi? Bă, să știi că eu nu am făcut mare lucru pentru că, bă, nu am nicio idee, dar ți-am zis, e super sus ce se întâmplă aici. Stai puțin, spune și mie, cum se numește lumina aia din templu? Chiar lantern, ok, bun, gata, nu mai e voie. Ce lanternul? Ba da, sia lantern, ăla e. Nu știu despre ce vorbești, nu cred că știi. Ok, ok. Dacă vrei să pierzi acum, uitați-vă la el, deci tu dacă, e dacă, practic, tu dacă spuneai chestia asta, eu spuneam, mă, eu te ajutam. Bă, Rafa, ia asta în așa că vin acum la tine să vă ce nu. Gata, nu te duci nici la mine, pentru că, de fapt, stai de la mine pentru că, da, e cam, nu știu cum să zic eu, e cam jale ce s-a întâmplat aici. Hai, mă, să văd ce ai făcut, mă, ce, doamne, iartă-mă, e ăsta, bă, da, atât am pui mie, știi, pungă de lace, numai că verde. Nu, real vorbind, dacă mă uit din partea asta, zici că e cel mai low budget joc din lume, adică cel mai prost joc, adică, înțelegi grafica? Adică, cum pare? Nu prea, cred că e Minecraft de buget, dar cel mai probabil. Mă, și ce e ăsta, e Android sau e Among Us? Am încercat să fac o combinație, da? Deci nu te lua de construcția asta. Mă, spuneți-mi ce vrea să reprezinte această construcție a lui, adică am avut 10 minute, 10 minute am avut și el a reușit să facă doar astea, adică eu credeam că n-am făcut nimic, dar, bă, frate. Bă, ce vrei, bă, nu te lua. Ok, să faci aici? Ăsta e logo-ul Nike. Stai puțin, stai puțin că n-am ajuns la tine. De fapt, n-am ajuns. Rămâi aici. Mă, ok, oameni buni, dacă vă place, scrieți în comentarii, dar eu zic că e oribil. Adică hai să mergem acum la mine să vedem ce va tare. Nu știu, mă, uitați-vă la mine. 7 și eu să dea și oamenii notă și uitați-vă la mine, băi, e genial, mă, mie chiar îmi place. Ok, nu, cred că o să-ți dau direct nota 10, dar totuși ce ar vrea să reprezinte asta? Logo Nike, cumva? Nu, aici am vrut să fac eu, practic, ce am vrut să fac aici o umbrelă, dar am iapat prea mult, adică am vorbit proste și nu mai știam ce voiam să fac și a rămas așa. Și asta este umbrela care, practic, este umbrelă cu ăsta, cu pălărie de witch. Înțelegi imaginea? Bă, dacă închid un pic ochii, da, să știi că văd ceva, da. Dar trebuia să faci o vrăjitoare, dacă tot nu. Bă, dar unde ești, mă, tu ce, doamne, iartă, mă, faci, mă, că nu te văd, nici când fac ascunsele aici. Doamne, și că mai dăm sic, ia, fii atent, mă găsești? Dați un like dacă credeți că... Oh, m-ai găsit deja, nu?
Eram 100% sigur. Da, ok, bă, mie chiar îmi place. Uitați-vă din jur împrejur, oameni buni, scrieți acolo în comentarii dacă vă place această construcție. Și Octa, vrea să vă arăte și el. Arată-le și tu la oameni, Octa. Arată-le ce ai făcut tu. Am reușit să fac eu atâta. Doamne, care e mai mișto? Scrieți în comentarii, deci da subscribe dacă vă place mai mult a mea și like dacă vă place mai mult a lui, sincer. Da, e mai șmecheră la mine, 100%. Adică uitați-vă umbrela asta care este combinație cu o pălărie de witch. E prea tare și Octa deja mai era mișto, mi se pare, nu? Să zicem, da, nu recunosc, absolut nimic nu recunosc. Păi da, mă, dar dacă cineva face ceva mai tare decât tine, automat tu, așa vrei să faci, uite cum e omul. În fine, bă, sincer, mai de lucrat, frate, mai de lucrat, nu prea te-ai descurcat astăzi. Bă, da. Da, ok, i s-a dus și netul, pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.